Mesiască, care s-a coborât cu suiul și unealta de scris și strigarea care se face din penălțime către tine, poporule, este că într-o vreme ca asta să caută mijlocitori, să cată oameni care să stea în spărtură, elibera parta la gloria vermenitu salicandi, care să se desprindă de iureșul și de alergarea nebună de pe pământ și să se închine înaintea mea cu dăruire, ca să fie luați în primire de Duhul Harului și să li se teie suveica cu firul ales, elibera parto smenia racubera sal, ca să lucreze într-o vreme ca asta și să stropiască cu lacrimi, zice Domnul, eliberatus smenia racubera fie, că iată elicabera port menapie, în anul acesta bătălia se va duce pe trei laturi cu privire la tine, poporule, la asma comena vihemen, un duh de nemulțumire va semăna neînțelegere și vrajbă între soț și soție, între copii și părinți, eglados fie la farmen, un duh de nebunie care lucrează prin stricăciune, va încerca și va lupta cu toată puterea, cu partea tânără, ca să-i culce, să-i zdrobească, să-i smulgă și să-i măture, elibera partore comina fide la farmen, și un duh de vrășmășie să va lupta cu slujitorii, clarase liberatus nadia fie. De aceea înțelegeți strigarea care vi se face, că dacă se vor găsi inimi care astăzi vor iscăli predare în slujba mișlocirii, am să trimit o iadu de îndurare, să te înconjoare pe dinainte și pe dinapoi, poporule. Da, și-am să lătur toiacile străine de răutate care cată să vă împartă, eliberatus navia fie, despre cei care se vor dărui ca mișlocitori, fac legământ de pace cu ei. Da, și amin, zice Domnul, cam să-i îmbrac cu veșmântul liniștii dumnezeiești. Da, și amin, cam să cobor picurul din facurul dumnezeiesc și am să le un capul cu un de lemn în toată vremea. Eliberat, arabis, navie! Claradosia vermenitus navia rapol, scutură poporule țărâna de pe tine și vino și pleacă de sub măsurătoarea dumnezeiască și pleacă-ți chemarea care ți se face, că înspre binele și zătirea voastră, zice Domnul, amin, amin.